România trebuie să facă parte din spațiul Schengen. Este de datoria Guvernului să facă din acest deziderat o realitate. Nu poate fi absolut nicio îndoială că un nedorit eșec în cazul ratării aderării la spațiul Schengen aparține actualului Guvern. Este limpede că ezitările unor parteneri europeni în a vota favorabil pentru intrarea României se datorează unor aspecte netehnice, dar esențiale pentru funcționarea unui stat de drept, fără de care principiile tratatelor Uniunii Europene nu ar mai avea nicio importanță. MCV-ul a fost de la început o manifestare a celor îndoieli și a oferit o foaie de parcurs foarte clară pentru România despre cum să înlăture acele incertitudini. În schimb, guverne succesive ale României au ales să măcelărească legile justiției și să ignore orice fel de recomandare ale unor organisme europene, cum ar fi Comisia de la Veneția. Cum să nu fie derutați partenerii europeni despre starea suportului fundamental al statului de drept, când după ce legile justiției au fost date de pământ de guvernele manevrate de Dragnea, actualul guvern, în loc să le readucă la standarde europene, așa cum au promis, prin noile propuneri le-au făcut și mai nocive. Existența unei justiții independente, funcționarea unui stat de drept autentic și robust, pe lângă respectarea setului de aspecte tehnice, stă la baza întregului cadru de sprijin pentru apartenența la spațiul european de liberă circulație. Un alt set de circumstanțe care alimentează ezitările unor parteneri europeni este nivelul ridicat de corupție care ajunge până la cel mai înalt nivel al guvernului PSD-PNL-UDMR. Guvern care are încă în componență miniștri suspecți de plagiarism, incompetenți notorii care dau din colț în colț pentru a oferi soluții confuze pentru problemele curente sau șpăgari instruiți la școala jafului din banul public. Cu astfel de garnitură, notele pot părea tehnic plauzibile pe hârtie, însă tonul pe care îl trimite guvernul partenerilor europeni nu este deloc promițător, nu este deloc credibil. Neacceptarea României în spațiul Schengen a reprezentat un eșec grav și actualii guvernanți sunt direct răspunzători pentru astfel de ratare. România merită să fie o țară europeană, modernă, clădită pe valori sănătoase, comune, nu pe interpretări originale și deturnarea adevărului, care de fapt ascunde apetitul unor speciali pentru hoție, plagiarism, eschive permanente, fente patriotarde și stagnare într-o stare de tip merge și așa. USR-ul susține apartenența neechivocă a României la spațiul Schengen, a dovedit-o limpede și practic, nu doar declarativ, ci prin sprijinul concret al întăririi statului de drept, al unei justiții independente, luptei anticorupție, interzicerii accesului penalilor la funcții publice și promovarea unor persoane competente și integre în întregul cadru instituțional la toate nivelurile. Aceasta este alternativa oferită de USR, România în spațiu Schengen, credibilitate în fața partenerilor europeni și respect față de toți cetățenii acestei țări. Vă mulțumesc!